Ce zi frumoasă! Avem mâncarea noastră preferată și cei doi îngerași ai mei. O să surprind în inima mea acest moment. Spuneți, surori! Surori! Minunat! Wow! Sunt atât de mulți nori astăzi. Norul ăla zici că e inimă, iar norul ăla un cal. Ce? Norul ăla seamănă un pic cu un rinichi. Oh, nu! Morcovii nu sunt nicăieri! Ce? Sunt preferații lui Butterscotch. Ei, văd jos la poalele dealului. Vrei să te duci să-i aduci pentru noi, tata? Bineînțeles! Voi două stați cu minții. Mulțumesc, tata! Planul meu funcționează. Primul pas a fost să scap de tata. Și ăsta e pasul 2. Tata nu te va mai păstra după ce va vedea distrugerile pe care le-ai provocat. Am găsit morcovii. Tata! O, oh, vai! Butterscotch tocmai a luat o razna. Picnicul e distrus. Butterscotch, nu-mi vine să cred că ai făcut asta. Asta nu poate însemna decât un singur lucru. O trimitem înapoi la grajduri înainte să mai facă probleme? Oh, biata Butterscotch! Înseamnă că se comportă așa pentru că simte că ziua e pe sfârșit și nu vrea să plece. Stai, ce? Butterscotch, nu-ți face griji că ai stricat acest picnic. Vor fi multe altele. Pentru că începând de acum, am decis ca Butterscotch va locui cu noi pentru totdeauna. Ce? Știu, sunt la fel de încântat ca tine, Tilly. Mă întorc imediat. Mă duc să iau provizii pentru picnic. Abia aștept să dau vestea. Greeny au un cal! Nu pe tura mea. Wi-Fi! 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 Cricket, ești bine? Lupita, ce faci aici? O mașină a timpului. Ce faci tu aici? Încerc să obțin o conexiune la internet. Mașina timpului are Wi-Fi? Nu, nu, dar s-ar putea să te pot ajuta. Aha! Iată! Amplificatorul meu de semnal Wi-Fi. Există o mulțime de videoclipuri online care îți arată cum să le faci, pe care eu nu le-am putut urmări, așa că am improvizat. Adică, pare că face ceva. Voi încerca orice, dar... Am vrut să te avertizez să nu atingi capătul ăla. Cred că cea mai bună șansă este să încerci acel turn de telefonie mobilă, dar va trebui să te grăbești, se pare că se apropie o furtună. Mulțumesc, Lupita! Ești o salvatoare! Mult noroc! Așteaptă-mă, Gabriela! Nu-mi vine să cred că tata vrea să te țină pentru totdeauna. În niciun caz nu voi lăsa să se întâmple asta. Poate că l-ai păcălit pe tata, dar eu văd prin tine. Cu pantofii tăi eleganți și potcoviți și cu afiura ta de salon, nu ești decât un monstru mâncător de fân! Ai grijă cum vorbești! Cu tata plecat, pot în sfârșit să spun adevărul! Curăscai! Tata, cât de mult ai auzit? Doar ultima parte. Asta era partea cea mai rea. Tu urăști caii? Tata, eu... Am crezut că asta a fost cea mai bună zi. Tata! Gabriela, vin acum! Haide, am nevoie doar de puțin semnal. Da, în sfârșit. Oh, Doamne, am atât să spun, Gabriela. Gabriela! Cricket! Bună! Bună! Hei, mă bucur mult să vorbim. Da, hai să vorbim din nou curând. Pa! Pa! A fost uimitor. Cu ea simt că pot să vorbesc și să vorbesc la nesfârșit. Și... din moment ce am primit în sfârșit semnal? Asta e ciudat de satisfăcător. Curentul e prea puternic! Cum să-l salvez pe tata? Dacă aș fi mai înaltă și aș avea mai mulți mușchi și o pereche de picioare în plus, ar fi chiar drăguț și... Se pare că trebuie să lucrăm împreună. Vino aici, Butterscotch. Hai, fato. Nu, tu vino aici. Nu, tu. Ajutor? Hai să mergem, Tilly. Călărește monstru pentru tata. Doar mergi! Ține bine! Apa e prea adâncă. Avem nevoie de ceva să ajungem la tata. Tata! Tilly, m-ai salvat! Te-am salvat!
nectar împreună cu butterscotch. Tată, îmi pare rău că această zi nu a fost cum ai vrut. Adevărul e că nu-mi plac caii deloc. Dar asta nu ar trebui să stea în calea bucuriei tale. Ceea ce contează este că tu o placi pe butterscotch, iar ea te place pe tine. Așa că, dacă vrei să o păstrezi, nu mă deranjează. Dar ai grijă să-i construiești un graj foarte departe de camera mea. În regulă, Tilly, înțeleg.